În 2019, România a intrat în rândul țărilor considerate cu venituri mari. Asta, desigur, nu ne face Elveția. Venituri mari nu înseamnă neapărat venituri mari. Nu înseamnă nici că nu mai dăm taguri pe clădiri istorice sau că nu mai punem cartofi în ciorapi în loc să ne vaccinăm. Ce înseamnă, în schimb, e că avem un grup respectabil de oameni care poate să meargă pe calea victoriei, unde să stea la coadă ca să dea sume importante pe înghețată. Oamenii ăștia sunt versiunea noastră a ce se înțelege acum drept clasa de mijloc. Nu au bani suficienți cât să evite prezența călduroasă a băncilor în viața lor, dar au suficienți cât să aibă niște pretenții legate de ce consumă. Pentru că, așa cum ziceam în videoul cu cafeluța, obiceiurile tale de consum spun ceva despre tine dacă tu nu ești în stare. Și fiind o clasă mai privilegiată, e important să consume chestii mai altfel. Cafea de specialitate, înghețată artizanală, muzică alternativă, idei antisistem și, în general, lucruri care să arate niște gusturi mai finuțe și moderne față de plebea băutoare de Don Cafe. Cam toate industriile și-au adaptat oferta cât să aibă și oamenii ăștia ceva de cumpărat de la ele, mai puțin turismul de pe litoral. Dacă ești din mica burghezie și nu poți să mergi în Italia pentru că ai dat bugetul la Regina Maria din cauza unei unghi în carne, nu-ți rămâne decât să mergi în vamă. Vama e singurul loc de pe litoral care nu e doar pentru oamenii cu familii și sau SUV-uri. În vamă poți să scapi de formatul de stațiune cu par de distracții, hidrobiciclete în formă de lebădă și aparate de dat cu pumnul, ca să te bucuri de o petrecere cu muzică ok, de un cui cu colegii pe care îi urăști și, în general, de libertate. În teorie. În practică, lucrurile astea pot sau nu să se întâmple pentru că, așa cum o să-ți zică oamenii care au frecventat-o mai mult, vama s-a stricat. Faptul că ceva s-a stricat la vamă e ușor de intuit, chiar dacă ești ca mine și n-ai prins momentele ei de glorie. În momentul ăsta e o stațiune aglomerată, scumpă, prăfuită, la care se ajunge greu, cu o clientelă care nu se potrivește cu estetica și, în general, un pic uncanny valley. De ce anume s-a întâmplat asta e un subiect mai nebulos. Puritanii vamei o să-ți zică, într-un mod care poate sau nu să sune ca un manifesto, despre cocalari și scumpiri și alte asemenea, dar sănătos ar fi să încercăm să speculăm, poate, și alte teorii. Inițial, vama veche era un sat de pescari găgăuzi și se numea Ilan Lâc, care în găgăuză înseamnă, în mod profetic, șerpăria. După care, în anii 60-70, a început să fie frecventată de forța civilizatoare a României, clujenii. Fiind un loc izolat, fără securiști și plin de clujeni, vama veche devenise unul din puținele locuri din România unde puteai să te exprimi relativ liber. Puteai să consumi cultură vestică, să cânti folk și să-l înjuri pe Ceaușescu. Exista o singură cantină, nu aveai unde să stai decât la cort sau în gazdă și trăiai cât erai acolo o viață de hipiot, nu pentru că voiai neapărat, ci pentru că astea erau condițiile. Și deși astea adăugau la boemie, vama era în primul rând unul din puținele spații safe pentru contracultură și unde puteai să fii ferit pentru o săptămână și ceva de rigorile unei societăți opresive. După 89, ea a continuat să fie un loc pentru tineri care vor să-și distrugă ficatul și să fie progresiști. Doar că percepția despre ea se schimba. În anii 90, vama începea să devină tărâmul sfânt al libertății și al distracției, unde lumea e super de treabă, se îmbată ieftin, e pe pace și cântă la chitară și trebuie neapărat să evadezi din viața ta groaznică și să mergi în vamă și să petreci niște timp ca boschetar hipiot pe plajă. Chestiile astea, după cum i-au zis niște oameni, chiar se întâmplau într-o anumită măsură. Dar contextul în care se forma reputația asta punkistă alternativă schimba puțin problema. Contracultura și chestiile antisistem și anti-establishment tind să fie incomode. Și sistemul nu stă degeaba în timp ce îi se dă în joseală. Sistemele autoritare și opresive tind să bage site-ul de contracultură în dubă. Sistemele liberale au o abordare mai finuță și, de fapt, mai eficientă. Liberalismul, prin natura lui, transformă contracultura în chestii pe care poți să le consumi și să le colecționezi ca să-i liberezi puțin supapa de draci și să revii la a fi un cetățean productiv. Cel mai ilustru exemplu aici e, desigur, tricoul cu Che Guevara. Imaginea unui lider comunist a fost preluată de capitaliști, pusă pe tricouri ieftine și vândute mai scump, unor oameni pentru care purtatul unui tricou e suficient ca să se simtă că se răzvrătesc. În felul ăsta, lucrurile subversive se diluează și devin produse cu care clasa de mijloc e mulțumită, fără să țină cu dinții de ideile mai specifice pe care le reprezentau ele inițial. Sau cu alte cuvinte, ca să nu devii comunist, sistemul îți permite să faci cosplay ca unul, ca oamenii să zică wow ce tare bravo și tu să-ți vezi în continuare de excelurile tale. Chestia asta nu e vreo conspirație, ci e ceva ce se întâmplă firesc într-un sistem bazat pe profit. Și vama, reprezentând un stil de viață alternativ și opus plictiselii orășenești și producătoare de plus valoare, a pățit cam același lucru. Vama veche a trecut cu bine de perioada comunistă pentru că reprezenta ceva special pe care oamenii aveau tot interesul să-l protejeze și să-l țină secret, fiind puține șanse să participi la contracultură în siguranță. În perioada liberală, statutul de vamaiot a început să devină ceva ce trebuie să bifezi ca să fii în rând cu lumea de calitate.
Fetișizarea vămii a continuat cu apariția lui Tudor Chirilă, a cărților ăstora și a mărturiilor despre beții, chete pentru bere și oameni care abandonează viața noastră ca să stea toată vara în vama veche. Practic, fazele inițiale ale stricării vămii a fost cele în care mitul din jurul ei a devenit mai mult decât a putut ea să conțină. Stricarea vămii s-a întâmplat simultan cu apariția și maturizarea așa zisei noi clase de mijloc. Lumea voia declarativ să trăiască experiențe altfel, dar în realitate, o parte era interesată de prestigiul de a fi mers în vamă, preferabil fără chinuială asociată. Nu toată lumea voia să se spele cu săptămânile, să doarmă în șanț și să mănânce șaorma cu gust de șobolan. Și mai ales, nu lumea cu bani. Așa că piața liberă și-a făcut din nou treaba. Au apărut tot felul de puburi, s-au asfaltat străzi, s-au pus șezlonguri pe plajă, au apărut campinguri mai fancy și puteai acum să fii curățel și confortabil în timp ce trăiai o experiență altfel. Având în vedere reputația pe care și-a creat-o în anii 90 și 2000, toată gentrificarea asta a vămii era inevitabilă și până la urmă de înțeles. E normal ca operator de turism să vrei să faci și tu bani de o ciorbă din proprietatea ta care a crescut în valoare ca prin minune. Nu e corect față de localnici și proprietari să ne așteptăm ca ei să refuze oportunitatea să-și facă viața mai ușoară ca să mențină farmecul nedefinit al unui loc. Dar cu toate astea, schimbarea în rău ar fi putut totuși să fie evitată. Lucrurile s-au schimbat și pentru că vama a început, la rândul ei, să creadă în propria legendă. Practic, vama modernă nu a înțeles că ceea ce a făcut-o să fie specială inițial a fost spiritul rebel și nu umbreluțele de stuf. Vama veche a devenit cacofonia din prezent pentru că a ținut cu dinții de umbreluțe, chestii hippie din lemn, șalvari, concerte de folk și alte asemenea. Lucrurile astea erau cândva iconografia unei rebeliuni reale, dar în 2023, cel puțin pentru publicul mai tânăr, au valoare cel mult estetică. Nu ai ce spirit liber să cultivi când preferi să te bălăcești în nostalgie și să rulezi playlist-uri vechi de 15 ani în fiecare seară. Vama a refuzat să accepte propria gentrificare și a tot încercat să se adreseze vechilor vamaioți care acum au copii și rate la bancă și nu-și mai permit să leșine dimineața în față la expirat. În timpul ăsta, publicul tânăr și cu adevărat subversiv și-a găsit alte locuri și vama a continuat să alimenteze iluzia trecutului care, cu toate cluburile și hotelurile fancy și prețurile de la alimentare, e de la an la an din ce în ce mai puțin credibilă. Vama funcționează, în schimb, dacă ești realist în legătură cu ea. Vama veche e foarte ok când e luată ca o succesiune de cluburi, dintre care unele pot chiar să fie în regulă din punct de vedere muzică și atmosferă. Mâncarea e în general bună, poți să cumperi clătite, să agăți dansând pe muzică din anul 2008 și într-adevăr să te bucuri de un aer puțin mai lejer. Acceptând că asta are vama de oferit de fapt, e primul pas către a face o cultură nouă și fresh în jurul ei. Și poate așa, la un moment dat, când și ea ca stațiune o să-și asume ce a devenit, lumea o să-și uite că vama s-ar fi stricat vreodată. Auzi, frate, face și noi o chetă, mă înțelegi, pentru așa și dacă vrei să și tu, na, poți să